Fero, iubim apa. Găsit la o nouă ediție Cine ești tu? Azi stăm de vorbă cu medicul Ioan Onac. Bine v-am găsit, domnule doctor, și mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc și eu pentru apreciere. O să vă pun o întrebare care poate o să vă surprindă. Cum v-a fost ziua? Ziua mea a fost foarte bună. Am început o dimineață cu raportul de gardă și am continuat cu examenele pentru studenți. Am avut două categorii de examene în disciplină. Este vorba despre examenul la disciplina de masaj medical de la fiziokinetoterapie și am avut examenul de etapă privind prezentarea rezultatelor și etape de elaborare a lucrărilor de diplomă de licență a studenților absolvenți de fiziokinetoterapie, deci anul 3. Deci dumneavoastră sunteți și medic și profesor. Care dintre roluri, din fericire, da, vă place cel mai mult? Aș putea să spun că amândouă mi-au făcut plăcere și mi-au dat bucurie în viață cel puțin la fel de mult. Poate că puțin sunt pasionat ca și medic și sunt un medic care practica medicală întotdeauna mi-a adus bucurie și plăcere și îmi face și ambiția de a încerca să rezolv problema cu care vine pacientul la mine, dar și învățământul medical a fost pentru mine o preocupare importantă și o activitate care mi-a adus foarte multe satisfacții și foarte multe bucurii și plăceri în viață. Spuneți-mi de unde proveniți dumneavoastră și cum a fost copilăria, primii ani ai vieții? Locul meu de naștere este în județul Sălaș, în Mihail Mașului. Pot să spun că am avut o copilărie fericită într-un sat așezat pe drum între Cluj și Zalău, cu niște împrejurimi extraordinar de frumoase, pline de dealuri și păduri frumoase și în apropiere și Valea Mașului, unde mergeam și făceam baie asemănător cum făcea Creang în copilăria lui, în Ozana cea frumoasă. Cu prietenii sau cu frații? Mai aveți frați? Mai am un frate care este tot aici în Cluj, dar întotdeauna cu prietenii mergeam, băieți și fete, și întotdeauna am fost un grup care am știut să ne și bucurăm de ceea ce ne oferi natura în jur. Și cum era relația cu părinții dumneavoastră? Relația cu părinții a fost o relație deosebită și cu mama și cu tata. Din păcate i-am pierdut relativ tineri, la 58 de ani pe amândoi. Dar a fost o relație deosebită și vreau să spun că eu am ajuns medic și datorită mamei, care, cunoscându-mi pasiunea, a fost întotdeauna în spatele meu și m-a susținut moral foarte, foarte mult și mi-amintesc că mi-a cumpărat primul compendiu de anatomie umană, așa cum îl am, al lui Voiculescu, o carte cu vreo 300 sau 400 de pagini. Ce vârstă aveați când ați primit acest cadou? Când am primit acest cadou eram clasa 11, deci aveam vreo 18 ani, 17-18 ani și începuserăm să le spun părinților că mă pregătesc ca să dau totuși examenul de admitere la medicină. Dacă vă gândiți la viața de la țară de atunci, ce vă vine în minte prima dată? De ce vă e dor? Mi-e dor de plimbările care făceam în pădurile din jurul satului și coșurile cu ciuperci pe care le culegeam și pe care, să știți că mi-am cumpărat primul meu ceas. Obeda, un ceas rusesc, care din l-am purtat din banii de pe ciuperci. Dar cine v-a învățat să deosebiți ciupercile bune de cele rele? Părinții și prietenii din sat, acolo fiind o tradiție și la ora actuală în zonă se culeg ciuperci, există chiar și o întreprindere de prelucrare, de colectare și prelucrare a ciupercilor, care are chiar relații și în afara țării. Și la ce vârstă spuneați că v-ați dus și ați cules ca să vă cumpărați un ceas? Asta cred că era în clasa 6-a sau a 7-a, deci eram mic. Nici nu mai știu câte ani aveam. Dar ați învățat atunci că decât valoarea atunci, banului. Da, da. Și într-o vară mi-am făcut atâția bani încât am reușit să-mi cumpăr ceasul. Dar părinții în ce spirit v-au crescut? Adică dacă vă doreați un lucru, o jucărie, să spunem,
Trebuia doar să cereți sau să faceți anumite lucruri? Nu pot să spun că am trăit austeritate. Părinții întotdeauna au încercat să fie cu noi drăguși și să ne ajute cu foarte multe lucruri, dar trebuie să spun că n-am avut posibilitățile materiale foarte, foarte mari, pentru că părinții mei au locuit la țară, tatăl meu a fost să lucra la drumuri și poduri, iar mama a lucrat la CAP. Și în adolescență, cum a fost? În adolescență a fost un lucru deosebit, pentru că liceul l-am făcut într-un sat lângă satul meu, la 4 km, unde eram o școală destul de bună și care a avut absolvenți care au reușit în foarte mare parte să se rezolve din punct de vedere profesional, chiar și în funcții și posturi importante, în toate domeniile, și medicale, dar și nemedicale. Și care erau atunci dramele unui adolescent? De exemplu, cu ce v-ați confruntat? Ce întrebări aveați? Pot să vă spun că drame n-am avut în copilăria și adolescența mea. N-aș putea să spun că niciun fel de eveniment să-mi fi produs o traumă deosebită sau să fie contra ca și dramă. Sigur că erau lucruri care le realizam așa cum doream noi și lucruri care probabil ar fi trebuit sau ar fi dorit să... Știți că la vârsta aia orice problemă îi pare mai mare și o exagerăm. Pentru noi a fost, eu zic, o viață aproape idilică. Ne bucuram și de familii și de părinți, ne bucuram și de școală și de prieteni și am avut și ocazia unor relații, inclusiv cu profesorii noștri deosebite, cu care păstrăm încă amintiri și prietenii și la ora actuală. Din ce mi-amintesc și eu, de la țară, am bunici la țară, da. E foarte frumos, mai ales duminica, când bat clopotele în sat și lumea merge la biserică, e așa un este. Peisaj așa idilic. Este. Cum era în satul dumneavoastră? Între primele mele amintiri, mi-amintesc de drumurile pe care le făceam la biserică, mai ales cu ocazia sărbătorilor importante și în special cu ocazia Paștelor, când toți copiii ne adunam și treceam prin cimitir și prin livada care înconjura biserica, unde era o iarbă înaltă, ne ajungea aproape până la genunche, și în care făceam întrecere, care arunca mai sus ouăle care cad în iarbă și nu se sparg. Era unul din aspecte. Se întâmpla să câștigați întrecerea? Se întâmpla să câștigăm, se mai face o concursul care mănâncă mai multe ouă și pe care niciodată nu l-am câștigat. Dar care erau mizele? Mizele erau practic închipuite de către noi, nu era nicio miză importantă sau nici într-un caz o miză materială. Era miza, cumva, valorii tale în colectivitatea în care erai, de fapt. Și părinții vă mai altoiau un caz de năzbutit? În principiu, să știți că n-aș putea să spun că am fost bătut niciodată, deși mama mea a fost destul de riguroasă și severă cu noi, cu amândoi frații, și mi-amintesc, de exemplu, când făceam un lucru rău, ca să mă corectez, îmi punea condiția să nu mai fac așa ceva și mă punea să aduc de afară o nuia cu care dorez eu să fiu bătut dacă voi mai repeta. N-am fost niciodată bătut. Cred că cea mai aspră pedeapsă pe care am primit-o din partea lui mama a fost că m-au pus să stau odată sub pat, pentru că am făcut un lucru rău, nu mai amintesc ce lucru am făcut, dar probabil că a fost ceva care merita să fie pedepsit. Și când a fost prima excursie, să spunem așa, călătorie în afara satului? Prima călătorie în afara satului, dacă pot să spun, a fost în copilărie, când la noi în sat se făceau meciurile de fotbal și aveam organizat cu echipa din sat meciuri în alte localități și mi-amintesc că ne transportau cu o mașină care era a CAP-ului, cu un cobor, cu o instalație specială în sfârșit, dar fără să fie încălzire, și cu care mergeam și noi copiii, mai ales vara, ne duceau în satele din jur, și cea mai mare distanță pe care am parcurs-o atunci, mi-amintesc copil fiind, că am primit aprobarea din partea părinților, bineînțeles însoțit, să venim la un meci la Cluj, în care juca Universitatea Cluj. Ca să faceți galerie. Ca să facem galerie, bineînțeles. Și vă mai pasionează și în prezent fotbalul? Nu pot să spun că sunt un pasionat de fotbal. Sunt pasionat în sensul că îmi place să mă uit la un meci, însă nu fac exces de lucrurile astea și, din păcate, timpul pe care l-am avut la dispoziție nu mi-a permis să mă uit foarte mult la multe meciuri. Mă uit când prind un meci cu plăcere, dar nu fac cu pasiune sau nu mi-e permit să mi, de exemplu, să urmăresc tot campionatul mondial care a fost și anul acesta.
Viața la sat e destul de aspră și munca în gospodărie solicită timp, efort. Așa este. Așa este. Ați fost implicat în muncile câmpului? Am fost implicat în absolut toate tipurile de munci ale câmpului, la care participam cu entuziasm și în familie, pentru că noi am fost o familie care a fost o tradiție în familie la noi, activitatea agricolă, dar mai ales și activitățile paraagricole. Pot să spun că eu am avut un bunic din partea lui mama care a fost plecat în Statele Unite și pe vremea dinainte, cred că între cele două războaie mondiale, s-a întors acasă și a făcut prima fabrică de ulei din sat. La ora actuală, un frate de-a lui mama are încă o mică fabricuță de ulei în satul respectiv și a avut prima batoză și tractor în sat. Dar l-am cunoscut și i-am cunoscut și batoza. Mi-am amintesc acum de batoza respectivă, care era o batoză mare portată cu o curea foarte lată de către un tractor. Din păcate, când s-au făcut colectivizările și naționalizările, ne-au fost luate toate lucrurile astea, dar nu asta este important, cât faptul că această activitate în familia noastră a fost o tradiție de muncă și toți oamenii au fost foarte activi. Și atunci această chestiune s-a perpetuat inclusiv în perioada comunistă, când activitatea agricolă și activitatea fizică, aș putea să spun, a fost o problemă de uzanță absolut obișnuită. Și ce vă povestea bunicul despre Statele Unite? Mi-a povestit multe lucruri și pot să vă spun că am auzit și povești care aveau un caracter și un umor deosebit. Unul pot să vă spun că povestea, de exemplu, că avea un consătean care a fost cu el acolo și care povestea după aia că a fost la capăt după, este așa de departe America, încât numai puțin mai este până acolo și a ajuns la capătul pământului. Și întrebau oamenii la ora actuală, așa, cum e la capătul pământului? N-ai văzut și tu așa ceva? Ba da, zice, așa ca un șanț mare și am stat în fund pe marginea pământului și mi-am dat picioarele dincolo de capătul pământului. Era o imaginație, cum să spun, cu umor, dar cu admirație și ca să spună ei, ca să sublinieze importanța și îndepărtarea acestui ținut. America a constituit pentru oamenii din zona noastră și din sat de la noi, au fost mai mulți oameni care, din familia mea, au fost doi care au fost în Statele Unite și care au reușit chiar să facă lucruri serioase după ce au venit de acolo. Și auzind aceste lucruri, nu v-ați dorit și dumneavoastră să mergeți în America? Am fost de mai multe ori în Statele Unite ale Americii și pot să vă spun că nu vreau să par naționalist, că întotdeauna mi-am dorit să vin cu plăcere acasă. După ce am stat mai mult timp, însemnând o săptămână, două sau trei săptămâni cât am stat, simțeam nevoia să mă întorc acasă. Vreau să spun că mi-a făcut plăcere să văd Statele Unite și am avut fericirea și bucuria în viață să văd multe locuri din lume în perioada mea profesională. Particip la foarte multe congrese internaționale, care toate sunt frumoase, au farmecul lor, dar vreau să spun că și România, fără să fiu încă o dată patriot sau excesiv de patriotic, are frumusețea ei, este un loc unde întotdeauna am întors cu plăcere și este un loc unde, eu zic că se trăiește și se poate trăi cu bucurie și chiar cu posibilități de câștig material, deși am una din fete plecată în Anglia ca medic, însă n-au plecat din lipsuri materiale, ci au plecat din nevoie de cunoaștere suplimentară în profesie și din fericire s-au oferit niște lucruri care și niște condiții care, momentan cel puțin, îi face să rămână deocamdată în Anglia. Dar poate că timpul ne va aduce bucuria să revină la casă. Și când spuneți acasă, ce zonă vă vine în minte? Zona Clujului cu certitudine, pentru că noi trăim și cea mai mare parte din viață ne-am trăit-o în Cluj. Din acest punct de vedere, aici am avut familia, aici a lucrat și soția mea, aici am fost și fetele, aici au făcut și ele toate școlile și pentru noi reprezintă acasă. Clujul reprezintă acasă, este un loc unde sigur avem cele mai adânci rădăcini. Și la casa părintească vă mai întoarceți de câte ori? La casa părintească mă duc cât de des pot, din păcate nu pot foarte des, pentru că am așa o bucurie și o plăcere acolo să mă duc și să mai vorbesc cu oamenii din sat și să-i ajut cu anumite lucruri sau să-i sfătuiesc cu anumite lucruri, pentru că, din păcate, medic fiind, pot mai mult să-i sfătuiesc decât să-i ajut, dar îmi face plăcere, de exemplu, să cultiv anumite terenuri care încă le mai am din terenurile părintești, inclusiv să fac anumite culturi ecologice sau să-i învăț să cultive
plante și produse agricole care sunt și rentabile din punct de vedere economic, ca productivitate, ca și calitate. În copilărie aveați medic în sat? Se aplicau și leacurile Băbești? Aveam, cum era când avea cineva o problemă? Aveam. Țin să vă spun că zona noastră a fost o zonă apropiată Clujului și leacurile Băbești sunt mai puțin folosite. Singurele lucruri care mi-amintesc eu în copilăria mea că erau folosite din medicina cumva mai empirică sunt acele aplicații de venduze în patologie reumatismală, în dureri de spate. Erau oamenii bătrâni din sat, mi-amintesc, că își puneau ventuze. Era o doamnă în sat, o evroaică bătrână, care punea ventuze în sat și care le făcea tratamentele. Și mă amintesc și acum urmele care le lăsau paharele pe care le aplica doamna respectivă pe pielea pacienților. Alte tipuri de tratamente empirice nu se foloseau. Oamenii erau într-o zonă unde activitatea medicală era destul de bine organizată, fiind și aproape zona, era o zonă bună de navetă pentru Cluj. Erau mulți medici care locuiau în sat sau trăiau acolo în sat și făceau și navetă la Cluj, cel puțin de două sau de trei ori pe săptămână, unde aveau restul familiei. De aceea, întotdeauna a fost un sat cu medici. Și atunci, și acum, au fost perioade când au fost mai mulți medici în sat, au fost perioade când activitatea medicală era destul de intensă. Mi-amintesc, chiar înainte de a fi student la medicină, îmi plăcea să mă duc pe la dispensar și să văd cum să fac vaccinările, cum să fac anumite lucruri și mi-am dorit întotdeauna să particip și eu și am chiar participat ca student voluntar după terminarea anului 2 sau 3. Am fost o dată cu doamna doctor din sat din timpul respectiv, cu șareta, cu caii și am participat la o vaccinare care s-a făcut în două sate aparținătoare comunei și am stat de dimineața de la ora 7 până aproape seara la 7 până am terminat toți copiii din sat și am făcut efectiv și eu am participat la vaccinări și sterilizam seringile și ajutam și pregăteam materialul pentru injectare, pentru copii, pentru... A fost un lucru plăcut și o experiență plăcută pentru mine. Dar ce v-a atras în mod deosebit spre medicină? A fost un moment anume, o întâmplare mai deosebită? Pot să vă spun că atracția mea pentru medicină poate că are o conotație, poate și din copilărie, în sensul că mi-amintesc, de exemplu, despre un coleg de-a meu de generație care, în timp ce se construia biserica nouă, asta însemnând că noi eram cam clasa a doua, a treia, sau așa ceva, s-a urcat acolo pe niște geamuri și a căzut și a făcut o rană la genunche și pentru că sângera, am încercat să-i fac hemostază instinctiv, aplicându-i niște frunze de cicoare, apropo de medicina tradițională, pe care era la dispoziție acolo pe câmpul din jurul bisericii și am chiar reușit să-i fac hemostaza și copiii îmi spuneau de atunci, îmi spuneau, păi, tu doctor o să te faci. Poate că mi-a rămas în minte ideea, pentru că nu pot să spun că înainte de această chestiune m-am gândit vreodată la medicină și apoi poate că înclinația spre suferința oamenilor și întotdeauna dorința de a-l ajuta, am avut întotdeauna în minte și în sufletul meu această problemă și ambiția de a încerca să rezolv problema medicală a semenului tău. Zic eu că medicul, fără să încerc să fiu, să exagerez, totuși are un privilegiu să poți să faci bine. E mare lucru în viață să poți să faci bine unui om. În familie ați avut contact direct cu suferința? Erau persoane bolnave? Am avut, din păcate, în general nu au fost bolnăvicioși în familie, pentru că bunicii și din partea mamei și din partea tatălui au fost toți longevivi. Trăim peste 80 de ani și peste 90 de ani. Din păcate am avut neșansa cu părinții, cu mama și cu tata, să decedeze la vârsta de 58 de ani amândoi. Și la interval de 2 ani de zile, unul de celălalt, pe niște forme de boli care, din păcate, nu se puteau trata la momentul respectiv. Astea au fost singurele mele sau principalele mele contacte în familie cu boală și cu suferință. În rest, n-am avut probleme, nici noi copiii, nici bunicii, în mod deosebit. În sat, medicul juca și rol de psiholog oarecum? Adică dacă avea cineva problemă, îi spunea medicului sau mergea mai degrabă la preot? Pot să vă spun că cred că și într-o parte și în alta. În general, să știți că oamenii de la mine din sat sunt oameni care sunt în general credincioși. Fiind acolo două aspecte importante pe care
Eu am încercat așa ca și copil să le pricep și am avut ocazia și în familie la mine să văd una dintre bunici, mama din parte, bunica din partea mamei, de exemplu, la bătrânețe s-a pocăit după ce a fost o viață ortodoxă, după care din nou a revenit la ortodoxie și a murit în religia în care s-a născut. O să vă spun că la mine în sat au fost doi preoți în vârstă, eu i-am prins de copil, i-am prins în vârstă și au murit bătrâni în sat la noi, părintele Tămășan și părintele Vlaicu, care erau din familii de preoți și învățători tradiționali în sat de ani și ani de zile și care erau niște oameni extrem de dedicați și de credincioși și oameni care au promovat credința și fapta bună, zic eu, în primul și în primul rând, foarte, foarte mult. După ce ei s-au pensionat și au venit alți preoți mai tineri, unii dintre membrii din sat au trecut la alte religii, la martori sau la baptiști sau la alte tipuri de grupări religioase, dar și la medic s-a adresat lumea, dar în special cu probleme medicale. Sau, fiind oameni în general de la oraș, când aveau o problemă de rezolvat în oraș, se adresau și medicului. De exemplu, unde să-și ducă mașina să-și repare mașina sau unde să-și ducă televizorul la reparat. Dumneavoastră, când aveați probleme, cu cine le discutați? De cine erați mai apropiat, de mama sau de tata? În primul rând discutam cu părinții și în special de mama eram, pentru că mama a avut și probabil influență mai mare asupra noastră datorită faptului că a fost mai mult cu dânsa. Tata fiind mai mult plecat, dânsul a lucrat pe șantiere, la construcții de drumuri, fiind plecat și venea, ori venea seara sau de multe ori venea doar la sfârșit de săptămână acasă. De aceea orice problemă aveam, primul contact era cu mama și cu bunicii din partea lui tata, care au fost, am locuit împreună cu ei și care au fost și ei foarte apropiați de noi. I-ați spus mamei și prima dată când v-ați îndrăgostit? Da, i-am spus. Această chestiune a fost, cum să vă spun, mai târziu, în timp ce eram student la facultate și nu mult după, cred că în 2 sau în 3 ani după aia ne-am și căsătorit. În rest am avut prietene, dar niciodată nu le-am spus părinților că m-am îndrăgostit, deși ca orice tânăr, și băieți și fete, m-am îndrăgostit de foarte multe ori, de foarte multe colege, și la școala generală, apoi și la liceu, și la facultate, însă o relație serioasă am început să am cu soția cu care sunt și astăzi. Și unde ați cunoscut-o? Am cunoscut-o aici la Cluj, am cunoscut-o acasă la un prieten care era asistent universitar la Politehnică, ea fiind studentă la Politehnică, și am organizat odată o întâlnire de Sfântul Ioan, la care ei s-au oferit să aducă, să cheme câteva colegi de la ei de la universitate. Și așa am cunoscut-o și ne-am împrietenit, urmând apoi o relație care încet, încet s-a cristalizat și ne-a dus la formarea unei familii. Și cum erau atunci întâlnirile? Unde obișnuiați să ieșiți în perioada curtării? În perioada curtării, să știți că ieșeam cel mai des la film și frecventam toate cinematografele din Cluj. Și așa cum erau toți studenții, luam în general la orele târzii, luam biletele și în ultimele rânduri stăteam. Acolo de obicei ne duceam sau am frecventat foarte mult teatru, să știți. Am fost un consumator de teatru și un iubitor de teatru. Am avut și bucuria și soția să aibă aceeași plăcere în ceea ce privește audițiile și de teatru și de operă. Și am avut și ocazia să cunoaștem și chiar să am din sat o coregrafă care e de valoare internațională, e vorba de Simona Noja, și mergeam des să-i vedem spectacolele ei. Ne-a făcut întotdeauna plăcere să participăm la spectacolele ei și nu numai. Aveați și o piesă de teatru preferată și dumneavoastră și soția, la care mergeați de mai multe ori? N-aș putea să spun că am avut o piesă preferată. Să știți că am urmărit stagiuni întregi și participam cu plăcere la... Întotdeauna încercam să mergem la o piesă nouă. Pot să spun că am văzut piese de mai multe ori, dar Logodnica la Paris cu Piersic, de exemplu, și cu cel puțin două actrițe cu care au lucrat, am văzut-o de mai multe ori și o revedeam cu oarecare plăcere, dar în general am căutat să mă duc și la piese noi. Și mi-a făcut plăcere și îmi face plăcere, de exemplu, și când mă duc la fiica mea în Anglia să participăm la spectacole de teatru care sunt grandioase,
la nivel de Covent Garden din Londra, de exemplu, și am ambiția, dacă Dumnezeu mi ajută și voi fi sănătos, să mă duc o dată să văd un spectacol la teatru pe care l-a deschis Shakespeare și care încă funcționează și la ora actuală. Shakespeare a avut o mică afacere în teatru. Și pentru că îmi spuneați mai devreme că vă place să călătoriți, e un hobby, povestiți-mi o experiență, o amintire dintr-o călătorie. Pot să vă spun că am avut bucuria și plăcerea și probabil că un privilegiu în viață, pentru că nu întotdeauna poți să ai așa ceva, ca să văd foarte multe locuri frumoase din lume și foarte multe locuri exotice. Pot să vă spun că am fost în Brazilia, de exemplu, și am fost pe Amazon. Dar pot să vă spun că am fost și în Australia și că am avut bucuria să mă duc 2 zile în una din insulele din sudul barierei de corali, ceea ce nu întâlnești de multe ori în viață, sau ocazile pot fi unice, și că îmi amintesc despre o întâmplare mai hazlie sau poate chiar cu un grad de risc pe care nu l-am perceput atunci de moment, însă ne-am dat seama că am avut puțină frică când i s-a deschis ușa în timpul zborului la avion, ușa fiind a unui avion din ăsta mic, cu 6 locuri, nu era presurizat, de aceea n-am avut probleme deosebite. Pilotul a încercat să, și cu pasagerul din față, să închidă ușa, n-am putut să o închidem, avionul a început să balanceze și atunci pilotul ne-a spus să nu ne speriem, dar să vă întoarcem înapoi pe aeroport ca să putem închide ușa. Și am zburat înapoi vreo 10 minute până am ajuns la aeroport. Am aterizat, am închis ușa și după am zburat din nou și am ajuns la și destinație. Și teama a fost mai mare, teama, adrenalina. Ne-am dat seama că noi n-am perceput teamă, sincer. Eu n-am simțit deloc frică, dar ne-am dat seama că ne-a fost frică pentru că, de exemplu, n-am făcut nicio poză în timpul ăla, deși zburau foarte multe hârtii prin avion și ar fi fost interesant să facem o poză. Dar n-am făcut niciunul dintre noi nicio poză, iar pilotul, ne-am dat seama că totuși a trecut prin momente dificile, poate, pentru că la un moment dat era un tânăr de vreo 27 de ani, care așa ceva avea, cu experiență deja de pilotaj, dar care pilotase numai avioanele ușoare, însă ne-am dat seama că au avut un pic de frică pentru că transpirase tot și mi-amintesc și acum cum îi picurau picăturile de transpirație din vârful nasului. Sigur, responsabilitatea era maximă. Exact, exact. Și dacă totuși ar fi fost, nu știu, în ultima zi, credeți că, adică vă simțeați pregătit, aveați frica de moarte? Nu ne-am gândit deloc la moarte. Nu ne-am gândit, sincer, eu personal nu m-am gândit deloc și nici ceilalți, cred, din avion. Cred că nici n-am realizat, pentru că n-a trecut prin momente dificile. Avionul a fost stabilizat tot timpul drumului, doar că sufla vântul. Fiind ușa deschisă, sufla vântul destul de tare. Viteza nu a fost foarte mare, nici înălțimea nu era foarte mare, era cam la 1000 și vreo 800 de metri numai, dar zborul a fost lin și fără probleme. Doar că, sigur, erau niște lucruri care noi nu le-am perceput la momentul respectiv, cred. Și, sincer, nici acum nu mi-amintesc cu groază despre ceea ce s-a întâmplat, ci mi-amintesc cu curiozitate și cu, n-aș putea să spun bucurie, dar, sincer, poate că am o doză de adrenalină, apropo de ce a spus și deastră, în mine, pentru că pare bine că am trecut prin un eveniment de genul ăsta, dar care s-a sfârșit cu bine. Și ce alte amintiri plăcute, să zicem, mai aveți din călătorii? Care e locul unde v-ați întoarce oricând cu mare drag? După mine, Australia a fost cea mai frumoasă și diversă țară pe care am avut ocazia să o văd. Pot să spun însă același lucru și despre Brazilia, care este o țară exotică, extraordinară și exuberantă, fantastic din toate punctele de vedere. Mai amintesc, de exemplu, despre niște ficuși care erau plantați pe niște scoaruri în mijlocul unei autostrăzi care avea 16 benzi de circulație, 8 pe o parte, 8 pe cealaltă, plină mașină lângă mașina asta din aeroportul din São Paulo, și acești copaci aveau crengile atât de mari încât acopereau cu coroana până la marginea autostrăzii și pe o parte și pe cealaltă. Era o imagine extraordinară de frumoasă și interesantă. Însă și Amazonul, de exemplu, care este fantastic și care este într-adevăr un loc unic în lume, așa cum a spus Cousteau, și că foarte bine au spus și au demonstrat niște lucruri care sunt unice pe pământ, motiv pentru care Amazonul... Pentru cei care n-au fost, povestiți-ne puțin.
Amazonul este în primul și în primul rând un râu imens. Marginile nu se văd. Eu am fost pe un afluent al Amazonului, este vorba despre Rio Negro, și pot să vă spun că acest afluent este atât de lat încât eram pe malul Amazonului în Manaus, în capitala statului Amazon, și priveam celălalt mal care se vedea undeva în depărtare, doar ca o linie foarte, foarte subțire la capătul orizontului. Nu puteai să distingi nimic altceva și toată suprafața apei era o oglindă cu mici sclipiri care era de culoare neagră. Deci apa este fantastică, este închisă, aproape neagră la culoare, în timp ce nisipul pe maluri este alb, iar pământul malului este roșu. Foarte interesantă chestiune. Zona este fantastică, este o zonă care, eu zic că este o bucurie și o ocazie ca pământul să respire și să trăiască în continuare, pentru care trebuie toți să ne luăm din toată lumea, să o păstrăm viabilă și să o păstrăm curată, pentru că, de fapt, cred că ne dă viață. Cred că acolo este una dintre zonele unde se formează cea mai mare cantitate de oxigen din atmosfera terestră. Și, din păcate, auzim vești care nu sunt tocmai îmbucurătoare privind exploatarea forestieră exagerată care se face și în zona Amazonului. Vă place să colecționați suveniruri? Veniți acasă cu obiecte? Da, nu în mod deosebit. Nu sunt un împătibit al suvenirului. Îmi place să am cât de un mic obiect de amintire, care poate fi orice, poate să fie o carte, poate să fie o mică imagine, poate să fie o statuietă, am adus din Thailanda sau din India, sau poate să fie un fular din cașmir sau lucruri de genul ăsta. Dar nu sunt un împătimit al amintirilor în care să investesc sau să fac colecții de așa. Și când faceți cadouri celor dragi, ce obișnuiți să dăruiți? Depinde de cel la care dăruiesc. Îmi place să dăruiesc, de exemplu, cărți. Cărțile pentru mine fiind o pasiune și, după mine, sunt niște valori care merită păstrate și merită promovate din toate punctele de vedere, dar și mici obiecte. De exemplu, când am fost în India, am adus niște lucrări extraordinare făcute din lemn, în care erau sculptați elefanți tot mai mici, unul în interiorul celuilalt. Este un lucru extraordinar de greu de făcut, cred, și foarte frumos. Și e interesant, pentru că nu mai găsești nicăieri în lume. Și mai interesant e să călărești pe un elefant. N-am avut ocazia asta și nici nu doresc în mod obișnuit, deși am văzut elefanța acolo în India, așa am și fost într-un safari undeva în Africa de Sud. Dar am fost într-o rezervație cu erbivore unde nu erau elefanți și nu era în program să călărim, de exemplu, elefanții. Am mers într-o seară când organizat cermenul congresului, care era un profesor ortoped din Suedia, ne-a făcut plăcerea și bucuria, dar în același timp și surpriza, după ce ne-a spus să ne pregătim pentru cina festivă. Noi toți ne-am îmbrăcat în costumele cele mai frumoase și pantofii cei mai frumoși și ne-a dus cu autocarul în jur de vreo 80-100 de kilometri, după care am ajuns într-o rezervație de erbivore, cum vă spuneam, și ne-a urcat în niște mașini descoperite de safari și ne-a umplut de un praf, dați seama, și la sfârșit a fost cina festivă cu niște spectacole extraordinare. Aici poate că românii avem de învățat, promovate de niște ansambluri artiste. Am văzut asta și în Africa de Sud, am văzut și în alte țări, inclusiv în Brazilia, unde se făceau niște spectacole extraordinare artistice. Bineînțeles că toate sunt plătite și oamenii fac și trăiesc din turism, făcute din ansambluri cu cam aceleași persoane, dar îi deplasează la zeci de kilometri distanță o zi față de cealaltă și vezi un alt tip de spectacol, dar cu aceleași personaje. Știți? Și asta duce, cred, la o eficientizare economică a activității și la atracție turistică extraordinară. Dumneavoastră, ce muzică ascultați? În special îmi place muzica clasică și îmi face plăcere și mă relaxează. Fără să fac o pasiune din asta sau să am, de exemplu, un anumit compozitor, pentru că ascult cu plăcere muzică bună. Ascult și din clasici, fie că sunt italieni, fie că sunt austrieci, dar ascult și din contemporan. Și îmi plac, de exemplu, spectacole grandioase pe care le fac. Nici nu rețin foarte multe nume, de exemplu. Mi-e greu să dau nume, dar știu să-i caut și să-i găsesc când doresc. Și îmi plac, de exemplu, cei trei tenori originari, dacă nu mă înșel, din Croația, care fac niște spectacole grandioase, fantastice, cu mii și sute de mii sau zeci de mii de auditori pe
știu eu, stadioane imense, sau violonistul celebru care, am înțeles că l-a venit să concerteze și la noi în România, dar am avut un bilet la un spectacol cu cei trei tenori în Londra, care din păcate nu s-a ținut în jurul unui sărbător de iarnă, pentru că cred că a fost o avertizare cu ceva problemă de terorism și s-a anulat spectacolul. Spuneați că fiica dumneavoastră, una dintre fiice, e medic. Ați îndrumat-o dumneavoastră sau a dorit din proprie inițiativă să vă calce pe urmă? Ambele fetele mele și-au ales singure meseria și mă bucur pentru ele și dau același sfat tuturor oamenilor să-i lase pe copii să lucreze și să-și aleagă ce doresc ei să facă și ceea ce le-ar face plăcere. Una din fete, așa cum spuneam, este doctoriță. Poate că am influențat-o puțin în România pentru că și-a ales specialitatea pe care am avut-o și eu, fiind venind în contact cu mine și participam la multe activități și la clinică, înainte de a fi rezidentă, și la cabinetul privat. Poate că asta i-a dat un oarecare atuș și oarecare inclinație spre așa ceva. Din punctul ăsta de vedere, însă, în timpul rezidențiatului a prins o colaborare cu un spital din Anglia, atât ea cât și soțul ei, care era rezident pe neurochirurgie, și au mers pentru un schimb de experiență. Din păcate, pentru noi, dar din fericire probabil pentru ei, au avut surpriza ca, în loc să le dea dreptul doar de a participa și ca simplu observator la activitatea medicală, le-au dat contracte de muncă și care erau pe un an de zile și care contracte de atunci le-au fost reînnoite an de an, motiv pentru care nici nu s-au mai întors în România, ei fiind deja fixați acolo pe posturi. Fiica mea și-a dat absolut toate tipurile de examene, până la cele mai înalte examene, și-a primit o diplomă pe care am fi avut bucuria să i-o dea Regina, pentru că Regina trebuia să facă ceremonia. Erau 52 de medici care primeau această diplomă în ziua respectivă, dar, din păcate, majestatea sa nu participă probabil la toate acțiunile astea și a fost președinta Colegiului Medicilor din Anglia, dar cu suita regală, a fost cu pajii, cu sceptre, a fost foarte impresionantă chestiune și asta probabil că îi atrage și din punctul ăsta de vedere, din fericire, au o situație profesională care e foarte stabilă, sunt destul de bine văzut. România și pierde medici buni. Probabil că a pierdut și mulți medici buni, nu putem să ascundem lucrul ăsta, dar eu zic că sunt medici buni care rămân și în România și eu cred că faptul că s-a crescut salariile la medici este un lucru bun și este un prim pas spre o normalizare, pentru că nivelul de câștiguri la nivel de medicină europeană erau mult mai înalte decât la noi în România. Acum s-a apropiat destul de mult și eu consider că asta va atrage medici în România. Din discuțiile pe care le-am avut cu rezidenții mei, nu de mult, săptămâna trecută, am aflat că pe două posturi care s-au scos undeva, dacă nu mă înșel, în județul Alba, de ortopedie, se prezintă doi medici de-ai noștri, care unul lucrează în Germania și unul, dacă nu mă înșel, în Anglia. Și renunță la posturile de acolo și vor veni în România pentru că li se dau alte oferte. În momentul când ai deja un sprijin material mai consistent, cred că mulți se vor întoarce dintre cei care, de exemplu, n-au reușit să obțină suficient de multă ascensiune în noua locație. Și atunci, probabil că se vor reorienta. Și asta este un lucru bun, pentru că îi atragem așa și ei vin cu o experiență și cu deja concepție de muncă mult mai bună sau îmbunătățită față pentru de ceea ce este în această meserie. Sincer, contează mai mult imaginea, reputația sau banii? Sincer să fiu, după mine, cred că contează și una și alta, pentru că noi trăim totuși într-o societate care valorile materiale au importanța lor. De ce? Pentru că spun asta din experiența mea ca medic, pentru că la început, de exemplu, cu salariul meu și a soției, de exemplu, nu reușeam, doi intelectuali cu o pregătire superioară, nu reușeam să avem bani mai mulți de o săptămână jumate, două săptămâni în casă și așteptam în rest de o săptămână și ceva până ne venea, de exemplu, avansul, eram fără bani în casă, doar cu banii de pâine, de exemplu. Nu cred că este un lucru care să fie stimulant pentru noi și cred că am fi ipocrit dacă am spune că nu ne interesează deloc problema materială decât cea profesională. Sigur însă că vreau să spun un lucru. Eu am fost de un principiu întotdeauna și mi-am făcut din asta un fel de profesiune de credință. Întotdeauna, ca să câștigi bine, trebuie să lucrezi mai bine. Să-ți aduci un venit material printr-o muncă mai multă, mai bună, de calitate mai bună și susținută. Și atunci
vei avea cu certitudine și recompensarea în urma ei. Cât a durat perioada asta în care spuneți că ați dus-o mai greu? Pot să spun că perioada asta a durat până când am reușit să deschid un cabinet privat, asta însemnând după Revoluție la câțiva ani. Cred că sunt printre primii medici din Cluj care mi-am deschis un cabinet privat. Din punctul ăsta de vedere, însă, n-am avut doar interesul material în față, pentru că au fost medici care și-au deschis cabinete private și au renunțat la activitatea cu universitatea sau cu statul și au făcut afaceri medicale, la actuală fiind recunoscuți ca oamenii sau ca medicii care au proprietăți medicale și activități mult mai mari și câștiguri corect și normal, mult mai mari. Eu am preferat însă să am activitate modestă din acest punct de respectiv, să mă limitez la un cabinet simplu, care mi-a mai adus o completare de activitate medicală, dar mi-a adus sincer și un venit material, pe care am încercat să-l concretizez într-o idee pe care o am de la unul din fondatorii Catedrei de Balneologie pe vremea anului 1932, respectiv profesorul Sturza, care a lucrat în Universitatea de Medicină din Cluj, a avut și un cabinet privat în Cluj și a fost primul care a făcut investiții într-un sat numit Sovata, care la ora actuală este o stațiune balneoclimaterică de interes național, după activitatea profesorului Sturza de la noi din catedră. Eu n-am avut banii și posibilitatea să dezvolt o chestiune de genul ăsta într-o stațiune balneară, dar tot ce am câștigat, am investit într-o instituție care funcționează deocamdată într-un regim turistic, s-ar putea când mă pensionez să-i pot completa și activitate medicală, undeva în Parcul Național Munții Apuseni, pentru care sunt mândru și am și dorința, dacă Dumnezeu mă ajută, să pot să fac acolo activitate care să rămână în satul respectiv, ca o activitate care să dea posibilitatea cel puțin la câteva familii să poată să trăiască din această activitate, să fie salariați acolo, să poată să lucreze și să poată să dezvolte activitate care să mențină și populațiile din Parcul Național, de exemplu, cum este și Munții Apuseni, unde posibilitățile de muncă sunt destul de limitate pentru oamenii din zonă. Ce ați face dacă mâine ați ajunge Ministrul Sănătății? Dacă mâine aș ajunge Ministrul Sănătății, lucru pe care să știți că nu mi-l doresc, deși am fost și managerul general al acestui spital și am avut și funcții de conducere și acum sunt șeful de secție la secția de la etajul 6, probabil că aș continua politica de modernizare și vreau să vă spun că s-au făcut niște progrese extraordinare în medicina din România, din foarte multe puncte de vedere. Vreau să vă spun că sunt boli care erau fatale până în urmă cu 10-15 ani și n-aveau nicio șansă pacienții să fie tratați. La ora actuală sunt vindecabile multe și lista este în creștere, multe dintre ele. Și sigur că și din punct de vedere organizatoric, probabil că m-aș gândi la unele modificări. Am și avut ca director de spital contacte cu ministrii secretari de stat, cu care am făcut propuneri și una dintre ele am avut chiar bucuria să-mi fie acceptată de către unii, dintr-o discuție pe care am avut-o în cursul unei ședințe la București, de către unul din ministrii secretari de stat. Însă vreau să vă spun că n-am pretenția că aș rezolva problemele din medicina românească, pentru că nu ne trebuie timp și ne trebuie bani ca să putem rezolva această problemă și știți cum este, acești bani sunt în creștere, în fiecare an bugetele din sănătate au crescut, dar din păcate complexitatea problemelor medicale și a patologiei pe care o abordăm este în creștere, supraviețuirea este foarte ridicată deja, supraviețuiesc mulți bolnavi care au boli care necesită a fi tratate în continuare și atunci și bugetele necesită a fi crescute. Ați fost bolnav sau operat? N-am fost operat niciodată și să spun că n-am fost bolnav niciodată. Am avut un pacient care mi-a spus la 85 de ani, domnule, am avut privilegiu în viață, deși făcuse și pușcărie politică, să nu fiu bolnav niciodată. Și m-am tot lăudat și spuneam la toată lumea, domnule, n-am fost bolnav niciodată. Și a făcut un mic incident cu o chestiune medicală și mi-a spus, cred că Dumnezeu mi-a dat o palmă și mi-a spus, mă, taci din gură, nu te mai lăuda cu lucruri de genul ăsta. Pot să spun că n-am fost bolnav și pot să spun ceea ce pot să spun sigur este că nu iau niciun fel de medicament. Și aproape n-am luat medicamente, foarte rar. Atunci o genă bună? Sau cum se explică? Probabil că este și o genă, probabil că este 100% este și chestiune genetică, dar și condițiile în care trăim, stilul de viață. Mănânc orice, nu mănânc chiar orice fel de produse. Încerc să mănânc o mâncare cât de cât naturală, cât de cât ecologică.
Numai nu pot să spun grăsimi, nu mănânc slănină decât foarte rar. Nici așa de pur. Pot să spun că nici la grătare sau evit să mă duc la grătare, de exemplu, cu ceafă. Aveam o bolnavă la care îi spuneam acum câteva zile că va trebui să țin o regiune și îmi spunea, da, păi, deci măcar un grătar dintr-o ceafă bună de porc să nu mai mănânc. Sigur că mici excepții există și se pot face, dar regula sau, mă rog, baza trebuie să constituie totuși o alimentație rațională. Din acest punct de vedere, pot să spun că evit alimentele cu conservanți, de exemplu, sau preparate care sunt făcute cu multe euri, lucru pe care îl sfătuiesc și la ceilalți oameni. De exemplu, cumpăr lapte de la un producător din jurul Clujului care știu că îl face natural și care nu-i cu niciun fel de conservant. Ați avut și vreun motto sau un sfat primit de la cineva care v-a ghidat de-a lungul vieții? Da, am avut mai multe sfaturi și pot să spun că unul din sfaturile importante pe care le-am avut la unul din întâi și din profesorii care am avut la noi la disciplină și care, să știți, chiar mi-a marcat viața și mi-a urmărit puțin evoluția și situația în viață și în profesie, era sfatul că nu contează cât sânge curge în orice lucru îl faci decât ceea ce realizezi. Cu cât ai lucra mai mult și ai realiza mai puțin, cu atât mai rău pentru tine. Asta trebuie să te ambiționeze încât să lucrezi mai puțin, dar să faci mai mult. Asta este o chestiune care cred că este într-adevăr un lucru... Se poate interpreta și că poți călca peste cadavre ca să-ți scopul. N-aș putea să spun lucrul ăsta. Niciodată nu m-am gândit la aspectul ăsta. Vedeți, părerea mea este că nu cred că se referea la acest lucru, cât mai ales la faptul că orice activitate, indiferent în ce domeniu o faci sau indiferent unde o faci, că o faci la clinică, că o faci în familie sau în societate, trebuie să fie făcută cu bună intenție și cu sufletul să o faci, cu dedicație. Și atunci nu poți să faci un lucru rău. Pentru că este o chestiune care, dacă nu o faci bine, o faci rău. Și atunci, dacă dorești să faci un lucru bun, nu poți face decât într-un anume fel. Sigur însă că la noi și mai ales în activitatea medicală sunt foarte multe aspecte, mai ales în România, care nu întotdeauna poți să le rezolvi la modul cum ai dori sau cum dorește pacientul care vine la tine. Sunt foarte mulți oameni care vin cu foarte multe interese, nu mai pur medicale, sunt și cu alte interese, sociale sau din alte puncte de vedere, de pensionare, de obținerea unor avantaje sau de schimbare de profesie, etc. Și în care, ca medic, trebuie să fii totuși corect din toate punctele de vedere și în această situație poți să ajuți un om în limitele legalității. Dacă reușești să faci treaba asta și pentru noi trebuie să fie o profesiune de credință, trebuie să fii foarte atent și doritor să faci asta ca medic, pentru că atunci rămâi niște standarde în care poți să stai cu sufletul curat, chiar dacă nu mulțumești pe toată lumea, și în fața pacienților și a oamenilor și în fața sufletului tău. Ceea ce zic eu că e mare lucru. Vă mulțumim încă o dată pentru prezență. Vă mulțumesc și eu. Vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Cu drag. Mulțumim. Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru atenție. Rămâneți cu NCN. Iubim apa.